Joi, în data de 25 iulie, între orele 9 -14, presiunea apei va fi redusă în colonia fabricii și Traian Vuia, pentru lucrări de spălare a rețelei de distribuție și a bazinului de înmagazinare. Lucrările de spălare urmăresc să asigure o calitate corespunzătoare a apei potabile și sunt o parte a activității desfășurate de Aquatim în cadrul mentenanței preventive a rețelelor de distribuție. La reluarea alimentării cu apă în regim normal, este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure. Deoarece această perturbare va fi de scurtă durată, cetățenilor le este recomandat să evite folosirea apei în scopuri menajere până la limpezirea completă.